S-au copt gutuile autohtone, iar culesul fructelor este întoi. Potrivit estimărilor făcute de Ministerul Agriculturii, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, roada din acest an va fi mai mică cu 10% decât anul trecut. Respectiv, prețul unui kilogram de fructe va fi mai mare, cu aproximativ 10 lei. Acest lucru nu le împiedică însă pe unele gospodine să pregătească provizii din ultimele delicii ale toamnei. Cana, pune acolo, hai! Așa, bunica, pune! Bravo! Bravo! Uite ce ajutor, bunicuța are! Hai, hai, pune așa! Bravo, uite el le curăț! Serghei și Ana Ciobanu, din satul Horodiște, raionul Călăraș, au o livadă de gutui pe aproximativ un hectar. Acum 5 ani, femeia a venit cu ideea de a planta livada, iar în acest an ea spune că se așteaptă la cea mai bogată roadă de până acum. Avem o roadă, după cum vedeți, frumoasă, adică noi suntem bucuroși de roada asta. La noi fructele sunt frumoase, calitative, după cum vedeți, nu au pete, nu au verme, adică au fost îngrijite, pe asta se cunoaște că au fost îngrijite bine. Cel care a avut grijă ca fructele să nu fie afectate de secetă a fost Serghei, care a muncit din greu în livadă. Bărbatul spune că va strânge în jur de 4 tone de fructe. A fost o sește mare anul ăsta. Ca să nu pierdem roada, ne-am stăruit ca să-i facem o udătură la tulpină. O leacă de muncă este. Muncă nu, rezultatul, mă rog, se vede care. Muncești bine, rezultat bun. Agricultorii spun că vor vinde gutuile la piața locală. Cheltuielile au fost mari, însă speră să le recupereze. Prețul este mai mare decât anul trecut. Chiar am observat că pe piață nu este ca anul trecut multe gutuie, sunt foarte rare. Noi o realizăm la preț bun. Iar unele gospodine au început să prepare compot și dulceață din gutui. În familia Chicu, din Horodiște, aceste fructe sunt preferate de toți. La noi se folosește și sucul și fructele. În deoseb, mie îmi place să pun și mintă, adică are o aromă foarte gustoasă și vitaminoasă. Ca să obținem o astfel de dulceață, pregătesc așa, la un kilogram de gutuie, un kilogram de zahăr și un pahar de 200 de grame de apă și suc de lămâie, în dependență fiecare cum dorește, adică. La piață, un kilogram de gutui ajunge să coste în jur de 20 de lei, iar direct de la producător costă 15 lei. Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii, suprafețele de livezi de gutui s-au extins la noi în țară. Anul trecut, de pe 1000 de hectare, s-au strâns aproape 3000 de tone de fructe.